La sfârșitul săptămânii trecute, polițiștii de la biroul Arme Exploziv și Substanțe Periculoase au efectuat în baza autorizațiilor emise de instanța de judecată percheziții la domiciliile din Făgăraș, Sâmbăta de Sus și Rucăr a 5 bărbați cu vârste cuprinse între 38 și 58 de ani. Oamenii legii au descoperit că într-o gospodărie era ținut ilegal în captivitate un căprior care va fi dus în fondul de vânătoare de unde provine. De asemenea, cu ocazia perchezițiilor, polițiștii au identificat 24 de cartușe de vânătoare deținute ilegal. 9 trofee de căprior, 4 blând de urs, un bust de urs, 28 de membre de urs și o blană de mistreț. Deținătorii nu au prezentat autorizațiile de vânătoare și crotalile prevăzute de lege pentru captura din locuințe. Ca urmare, polițiștii au ridicat cele 43 de trofee de vânătoare și 24 de cartușe menționate, precum și o armă de vânătoare cu 5 cartușe aferente, în vederea efectuării unei constatări criminalistice de natură balistică. Cercetările sunt continuate cu persoanele menționate în stare de libertate sub aspectul comiterii infracțiunilor de braconaj, operațiuni privind vânatul fără respectarea condițiilor legii, nerespectarea regimului armelor și muniților, precum și naturalizarea și orice operațiuni privind vânatul fără respectarea condițiilor legii.